Mă bucur că sunt aici și de data asta trebuie să constat că nu există rău fără bine. Condițiile vitrege de lucru au făcut ca domnul Pascal să apară personal și să poată în sfârșit răspunde la toate întrebările care îi se vor pune. Trebuie să menționez chiar de la început că de data aceasta domnia s-a făcut efortul să-și traducă el însuși textele și eu doar le-am corectat sumar pe scurt. Acum, în funcție dacă se va derula textul în Word sau PowerPoint-urile, trebuie să precizez că în textele în Word au fost corectate legendele și adaptate, iar în textul PowerPoint au rămas originale și brute, încât va trebui să ascultați mai mult ce spun decât să citiți ce vedeți de sub ilustrația respectivă. Și nu pot să nu mă bucur în urma comunicării precedente că dacă până în prezent am avut o cruce românească în faleristic, s-ar putea în curând să avem și o cruce moldovenească după comunicarea și discuția precedentă. Deci, alfabetele numerice ca sursă de idei matematice despre numerele mari în țara Moldovei în evul mediu. Includerea culturii cărții medievale a țării Moldovei, chiar din momentul formării statului în spațiul Pax Slavia Ortodoxă, a determinat în fond ideile matematice inițiale ale copiștilor moldoveni, inclusiv pe cele despre numerele mari. După cum se știe, în scrierea chirilică, așa numitul alfabet numeric a fost folosit pentru a desemna cifrele și numerele. Procedeul se baza pe faptul că un număr de litere și de combinații de litere ale alfabetului chirilic aveau și o anumită valoare numerică. Sursa ideilor matematice despre numere ale cărturarilor moldoveni a constituit-o în primul rând moștenirea școlii de carte de la Târnovo, cea care a păstrat tradiția fraților Chiril și Metodiu, tradiție la rândul ei ce își are originea în numerotarea bizantină. În cartea slavonă medievală, semnele alfabetului numeric erau folosite în cronologia biblică și istorică, povestiri, cronografie, cronici, paleia, în calendarul bisericesc și textele liturgice aferente, în serviciu divin, calcularea orelor, zilelor, anilor de la facerea lumii, indicații privind numerotarea textelor canonice, etc. La Slavii de Sud, cel mai vechi alfabet numeric cunoscut într-o carte manuscrisă este textul plasat pe fila 225 verso din manuscrisul sârb, Sărbătoarea Apostolului Evangheliei Apracos, datând între al treilea pătrar al secolului al XIII-lea, a doua jumătate a secolului al XIII-lea și păstrat la Biblioteca Națională a Rusiei. Cât de răspândită a fost cunoașterea și folosirea simbolurilor speciale pentru numerele mari, mai mari de 1000, în Principatul Medieval al Moldovei? Răspunsul la această întrebare poate fi dat, în opinia noastră, prin studierea gradului de răspândire pe teritoriul său a unui astfel de text precum alfabetul numeric. Printre manuscrisele slave de origine moldovenească, cunoaștem următoarele copii ale acestui text. Primul, Regul sau Nomocanon, de la 1581, păstrat la Biblioteca Academiei Române. Manuscrisul a fost copiat de retorul Lucăci la comanda fostului episcop de Roman Eustatie, originar din mănăstirea Putna, ca o contribuție la această mănăstire. Textul scris de mână, mâna caligrafului, se află pe fila 212 verso și cuprinde numerele de la 1 la 100 de mii, unitățile, zecile, sutele, 1000, 10.000, 100 de mii, figura 1. Cel de-al doilea, Psaltirea cu slujbe, secolul al XVI-lea. Manuscrisul s-a aflat anterior la mănăstirea Agapia, unde a fost văzut și descris de Iețmirski, care a notat că la sfârșitul manuscrisului se găsesc imagini cu numere slave de până la 100 de mii. Numerele sunt însemnate conform regulilor obișnuite, dacă sunt cu bețișoare, atunci sunt mii, iar dacă slovele sunt încercuite, atunci sunt zeci de mii. Și dacă cuvintele sunt încercuite de puncte, atunci sunt sute de mii, iar dacă slovele sunt în puncte, atunci sunt milioane. A se compara cu cele publicate de Iagici în Reasuждение старины о церковнославянском языке. Având în vedere faptul că numerătarea din manuscrisul dat a fost urmărită până la 10 de mii sau sute de mii, acesta ar trebui datat cel târziu cu sfârșitul secolului al XV-lea. Al treilea,
Așa. Deci asta a fost... N-am avut figură aici. Un text cu grafie semiunceală din secolul al XVI-lea a păstrat pe o foaie de pergament dintr-un manuscris slavă moldovenesc și care servește ca ultimă foaie de protecție înainte de coperta de dedesubt a legăturii, zbornicul liturgic din ultimul sfert al secolului al XVI-lea, care se păstrează la Mănăstirea Putna cu numărul 53. Deci, textul conține cifrele de la 1 la 900 de mii, de la 1 la 20, în continuare zecile, sutele, miile, zecile de mii, sutele de mii, figura 2. Al patrulea. Zbornic liturgic din ultima treime a secolului al XVI-lea se păstrează la Saratov, la Biblioteca Științifică Zonală a Universității de Stat din Saratov, în secția de manuscris cu numărul 2618. Utilizarea semnului 10.000 de către scrib se regăsește la fila 144 în cadrul unui text scurt cu următorul conținut. Сказание днем еже есть лето и часовом, и между часе в лето есть 12 месяцев, а недели 52, а дни 365, часове 4162, между части 20060. Deci, spunere despre ani și ceasuri și între ceasuri, deci într-un an sunt 12 luni, 52 de săptămâni, 365 de zile, 4162 de ore și 20.060 între ceasuri. Figura 3, deci este. Așa. Un text asemănător cu folosirea semnului 10.000 se află și pe fila 157 din zbornicul de la 1512, păstrat la Biblioteca Academiei de Științe a Federației Ruse de la Sankt Petersburg. Așa, figura 4. Un al treilea text similar se găsește la fila 16 din zbornicul de la 1557, păstrat la Biblioteca Academiei Române. Figura 5. Al cincilea manuscris este un zbornic liturgic de la sfârșitul secolului al XVI-lea, care se păstrează la Arhiva de Stat de Acte Veche a Rusiei. Textul manuscris se află la fila 37 versuri și cuprinde cifrele de la 1 la 100 de mii. Unitățile, zecile, sutele, miile, zecile de mii, 100 de mii, figura 6. În sfârșit, cel de-al șaselea manuscris este un zbornic liturgic de la 1661, de la Praga, păstrat la Narodni Muzeum, și în care textul copistului este plasat pe fila 82 verso, el conține numere de la 1 la 100 de mii, deci de la 1 la 20 și în continuare zecile, sutele, miile, zecile de mii, 100 de mii. A fost publicat pentru prima dată de Iațimeschi, iar apoi în 1957 în catalogul manuscriselor save ale Muzeului Național din Praga. Figura 7. Desigur, ne putem aștepta ca această listă de copii de alfabete numerice din manuscrisele slave de origine moldovenească pe care le-am identificat este departe de a fi definitivă, dar, în opinia noastră, ea oferă deja o anumită idee despre cunoștințele scribilor moldoveni referitoare la numerele mari, precum și despre sursele acestor cunoștințe. În plus, chiar și o scurtă privire asupra textelor de mai sus atestă diversitatea acelor surse. Textele originale, protografele care erau accesibile pentru copiere caligrafilor moldoveni. Deci, dacă în nomocanonul din 1581 numărătoarea pornește în unități, de la 1 la 9 și în continuare în 10, de la 10 la 90, în sute, de la 100 la 900, 1000 este indicat separat cu coadă, 10.000 separat încercuit, 100.000 separat într-un cerc din puncte, atunci în zbornicul liturgic de la sfârșitul secolului al XVI de la Arhiva de Stat de Acte Veche a Rusiei, numerotarea pornește de asemenea în unități, de la 1 la 9, apoi în 10, de la 10 la 90, în sute, de la 100 la 900, iar în continuare, printr-o enumerare detaliată a miilor, de la 1000 cu coadă la 9000 cu coadă,
și o enumerare detaliată în 10.000, de la 10.000 încercuit și 100.000 încercuit. În zbornicul liturgic din ultimul sfert al secolului al XVI-lea la Mănăstirea Putna, numărătoarea pornește în unități, de la 1 la 19, apoi în 10, de la 20 la 90, apoi în sute, de la 100 la 900, în mii, de la 1000 la 10.000 coadă, în 10.000, de la 10.000 încercuit, la 100.000 încercuit, în sute de mii, de la 100.000 într-un cer din puncte, la 900.000 într-un cer din puncte. La capătul șirului apărinții bolul pentru tagma și apoi cel pentru fără număr. În manuscrisul zbornicului liturgic din 1661 de la Praga, care coincide la început cu zbornicul de la Putna, în ceea ce privește conținutul, numărătoarea pornește în unități, de la 1 la 19, apoi în 10, de la 20 la 90, apoi în sute, de la 100 la 900, apoi în mii, de la 1000 la 9000 cu coadă și se încheie în 10.000, de la 10.000 cu coadă în loc de cer din puncte până la 100.000 cu coadă în loc de cer din puncte. Și sfârșitul numerilor. Astfel, textul din manuscrisul de la Praga, care se termină cu 100.000, este o versiune mai scurtă în comparație cu textul manuscrisului de la Putna. Judecând după scurta descriere a manuscrisului Psaltirii cu slujbe din secolul al XVI-lea, care s-a păstrat cândva la mănăstirea Agapia, făcută de Iațimirschi, în care potrivit acestui numărătoare se face în unități de la 1 la 100.000, se poate presupune că manuscrisele de la Praga și de la Agapia au avut un protograf comun. După cum vedem, atât versiunile scurte, cât și cele mai largi ale acestei surse, având în același timp protografii diferite, ar fi putut servi în calitate de posibile originale pentru caligrafii moldoveni, în particular utilizarea lui Ius cu valoarea de 900 în manuscrisul Praga, indică un protograf destul de vechi al acestei copii. În ceea ce privește cazul utilizării semnului arătat pentru 10.000 de către scrib în copiile zbornicilor de la Saratov, de la Sankt Petersburg și la Biblioteca Academiei Române, observăm că principiul numărării unităților de timp într-un an, luni, săptămâni, zile, ore, utilizat în acest text scurt, este folosit și în așa numitele manuscrise de 7.000, semitisecnic, surse calendaristice de calcul, cunoscute din circa 15 copii, exclusiv chirilice ruse vechi din secolul 15-18, precum și una sârbă din secolul al XVI-lea. Termenul de 7.000 a fost introdus de Simonov, care credea că acest monument ar fi apărut puțin timp înainte de sfârșitul mileniului al VII-lea de la facerea lumii, în jurul anului 1492. Cu toate acestea, recent cercetătorul Turilov a demonstrat convingător că manuscrisele cu cele 7.000 au fost inițial glagolitice, apărând în ultima treime a secolului al IX-lea, prima jumătate a secolului al XI-lea, în Moravia Mare sau Bulgaria. Astfel, copiile alfabetului numeric identificate de noi permit să afirmăm că, în primul rând, opinia lui Simonov că în alfabetele numerice sunt slave din secolele 16-17 se regăsește doar tradiția desemnării numerilor mari care constă în extinderea metodei de exprimare a miilor la al 5-lea și al 6-lea ordin prin atribuirea simbolului miilor tuturor celor 27 de caractere principale ale numerotării chirilice, manuscrisul de la Praga, de exemplu, nu este întru totul corectă. Un șir de manuscrise din cele pe care le-am identificat indică prezența unei alte tradiții, folosirea semnelor speciale pentru 10.000 și 100.000 și mă refer la copiile din Nomul Canon și zbornicul de la Putna. Între al doilea rând, manuscrisele identificate ale alfabetelor numerice constituie surse noi pentru studierea formării și evoluției sistemului alfabetic numeric, care a fost cunoscut până acum în principal doar în tradiția târzie a cărții din Rusia veche, după misceleniile cu caracter gramatical din secolele 16-17, ce include obicei și un alfabet numeric ale cărui variante au fost publicate încă de Iagici. În al treilea rând, utilizarea în copiile slave de origine moldovenească identificată nu numai a cercului pentru indicarea valorii de 10.000, ci și a numerilor mari cu un sistem de indicare a ordinelor de până la 100.000,
după cum și însă și existența unor copii de diverse redacții ale alfabetului numeric, atestă o anumită cunoaștere practică a numerilor mari în principatul medieval moldovenesc, cel puțin în mediul bisericesc și cel monahal. Vă mulțumesc! Vă mărturisesc că mi s-a lămurit oarecum acest titlu din program, dar totuși nu aș avea o nelămurire. Putea fi o întrebare pe care mi-o permit. Pentru ce le trebuiau aceste numere atât de mari? Că bani? Nu știu dacă numărau florini sau taleri la sute de mii, bănuiesc că nici hotare nu măsurau în sute de mii sau milioane de unități. Era probabil un exercițiu, era mai mult teoretic decât folosit în practică acest sistem numeric pentru numere așa de mari. Deși, dacă stau și mă gândesc, și romanii aveau numere așa de mari, adică puneau și ei M-uri înainte. Чему служили, по вашему мнению, знания использования чисел такого большого характера? Ну вот как раз в этом как раз заключался вопрос этой статьи. Поскольку совершенно очевидно, что в повседневной жизни знания миллионов, сотен тысяч не было необходимости. Единственный случай, когда это надо было, это нужно было знать количество часов в году, в 10 годах церковных и так далее. Но эти знания... В мод реалы, ну, я здесь стал не читать практикой для кунашча фолоси очистые цифры, чели маймари, dintre ele utilizate în biserică, erau cele care se refereau la numărul ceasurilor și între ceasurilor. Da. Просто эти примеры показывают, что все-таки это знание было. Оно было не оригинальным, но тем не менее оно было. То есть молдавские книжники знали эти числа и, по крайней мере, имели представление о том, что такое milion, ce tocmai 100.000, ce tocmai 900.000. Aceste exemple doar atestă că caligrafii moldoveni totuși știau ce înseamnă un milion și indiferent de tradiția din care le-au cunoscut, deci erau alfabetizați. Я просто не знаю других источников, которые могли бы подтвердить знание, это знание молдавского. Может быть, кто-то знает еще. Еще раз я не услышал не все. Нет других источников, чтобы подтвердить что? Я не знаю других источников, которые могли бы подтвердить это знание. Где? Кроме вот этих, которые, кроме этих рукописей и других источников, я не знаю. Может быть, кто-то знает еще. Я был бы признателен. Din păcate, cunosc doar aceste surse care conțin textul respectiv cu alfabet numeric și din ele nu se poate extrage mai mult decât am găsit. Dacă cineva poate să-mi semnaleze și altele, aș fi recunoscător. Eu vreau să spun că a fost foarte interesant ceea ce a spus domnul Pascal. În primul rând, în textele biblice sunt referiri la, atunci când se face referire la lupte, bătălii, spune, a venit cu o oaste de 200.000, 300.000. Pe de altă parte, numai în sinaxarul bisericesc avem cei 14.000 de prunci uciși, 20.000 de prunci uciși. Deci ele erau niște cifre foarte necesare și sunt întâlnite în textele uzuale, cel puțin în textele bisericești. Iar stânjenii știu că se foloseau cu ordinul miilor și zecilor de mii. Și avem multe exemple, n-are rost să dezvoltăm, dar ele sunt, nici de cum nu erau neutilizate acest sistem. Și este foarte important pentru paleograf, de aici înțelegem toate categoriile de ramurile auxiliare istorice, trebuie să cunoască bine aceste cifre, că atunci când citesc un text, să înțeleagă corect informația. Nu cred că, iertați-mă, nu cred că era nevoie de cazuri concrete. Când ai legioana, care este legionul, care înseamnă o cifră uriașă, trebuie să o însemnezi. Deci oamenii aveau conștiința existenței acestor numere mari
știau, vroiau să știe, asta este cel mai important, că știau și vroiau să știe. Părintele Policarp ne-a explicat la ce putea să folosească în mod practic acest lucru. Deci o asemenea întrebare la ce folosea, nu cred că se poate pune, nu cred că trebuie să ne opunem. Dacă avem mărturii despre aceste lucruri, înseamnă că aveau nevoie de ele. Nu știu, vreau să spun că aceste semne speciale, literele, da, în cercuri, slovele în cercuri sau în cercuri punctate, au apărut pentru prima oară în celebra Pratele de la Putna din 1581. Deci sunt considerate, așa cum am spus, semne speciale. Nu știu dacă cu ele a început, n-am prea fost atentă la început, domnul Pascal. Da, cu asta a început. A început, așa? A, așa, da. Aici și-au originea aceste semne speciale. Și în ceea ce privește înlănțuiri cu unități, zeci, sute, da, alfabetul, așa cum a apărut de pildă în figura a șapte, ele sunt curente în cărți. Mai apar și slove grecești, toate cele cu valori numerice. Și aici, foarte interesant, am văzut, noi știm că 27 de litere au valori numerice, nu? Toate provin din alfabetul grecesc, doar cu o singură, cu două deosebiri. Nu? Sampi și Copa au fost înlocuite, nu? Cu cerbul și cu ții. Ei, aici am văzut foarte interesant, este la figura a șapte prezent Copa. Asta este foarte, ne demonstrează că manuscrisul este vechi, de secolul 15, sau prima jumătate a secolului al 16-lea. Sunt curente, asemenea înlănțuiri, sunt de fapt slovele cifre. Cele 27 slov cifre. Și se merge în continuare și cu miile